În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul! O sfântă și bătrânească și părintească îmbrățișare și sărutare vă transmit tuturor. Domnul să ne binecuvinteze pe tot așa cum suntem, pentru că ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunei Lui, zice împăratul David. Așa este. Noi suntem poporul Lui. Ce mare lucru este! Suntem poporul Lui Dumnezeu. Suntem copiii Lui Dumnezeu. Suntem chip și asemănarea Lui Dumnezeu. Toate celelalte le-a făcut Dumnezeu după cum a gândit mai bine și mai frumos. Dar pe noi nu ne-a făcut Dumnezeu după cât după chipul și asemănarea, să semeni, să fii după chipul Lui Dumnezeu. Așa cum a spus Apostolul Pavel în Atena la Areopag, suntem din neam de Dumnezeu. În El avem ce? Viața, mișcarea și ființa. Și pentru că suntem din neam de Dumnezeu, unde trebuie să ne ducem? Unde găsește sufletul nostru plăcere decât în Dumnezeu? Nu se odinește, cum spune Sfântul Efrem Sirul. Sufletul meu nu se găsește, nu se odinește decât în Dumnezeu. Oamenii, frățile voastre, nu v-ați odinit, nu v-ați simțit bine astăzi decât în casa Lui Dumnezeu, împreună cu oamenii Lui Dumnezeu. În grădina zoologică de la București sunt aduse niște păsări din Alaska, din Polul Nord. Și ele spun cei care le îngrijesc, e toată ziua spre Polul Nord, cu ochii, cu ciocul și cu capul. El acolo s-au simțit bine și acolo vor să ajung, așa și noi. Nu ne simțim bine nicio parte. Aici unde suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. Aici unde am tot ce aș vrea, am casa mea și țara mea, am frați și mame și surori ce las mai mult de mii de ori. Aici sunt înconjurat de frățiile voastre. Unde mă pot simți mai bine decât umblând cu Dumnezeu și cu oamenii Lui Dumnezeu, că așa umbla în vremea lui Enoch, ca doi prieteni privegim pereche. Și tot umblând așa cu Dumnezeu, el s-a trezit în cer la Dumnezeu. Așa umbla în vremea lui și noi și toți râdeau de el în voie, dar nu a ajuns sub primul curcubeu decât acela ce a umblat cu Dumnezeu. Așa umbla în vremea lui Ilie, ducându-și sfânta lui solie și un car de foc și cai de foc ca un trofeu, l-a dus în cer la Dumnezeu. Doamne, și noi în lumea de țărâni, ajută-ne să umblăm cu Tine de mână. Că de mâna Lui nu ne va smulge nimeni. Mâna Lui e puternică. Mâna Lui ne dăruiește tot ceea ce privește viața și evlavia. Încredeți-vă, să ne încredem în Dumnezeu, în purtarea Lui de grijă. Uitați-vă, la 96 de ani, din zi în zi văd mai bine purtarea de grijă a Lui Dumnezeu, dacă până acum mai mă sprijineam pe sănătatea, pe priceperea, pe munca, pe meseria, ba chiar și pe banii mei. Acum mă ajung, mă vizui pe Dumnezeu. Vizuiți-vă pe Domnul, cum zice cântarea, tot cei ce vă vizuiți pe El. Vizuiți-vă pe Domnul. Am văzut acum câteva zile în urmă îndurarea Lui Dumnezeu. E un fapt mic, dar pentru mine e mare. A trebuit să mă duc la magazin, nu e departe, 500-600 de metri, să-mi iau pâine. Nu puteam. Deci am greu și totuși trebuie să mă duc, că de foame nu pot să stau, trebuie să mă duc. Și am luat bastonul în mână și am plecat. Dar n-am mers nici 20 de metri și un claxon, o mașină mă sună. Tătaie, uite aici. Cine l-a trimis, fraților?
Dumnezeu. Dumnezeu, am ajuns în clipele acestea ca pe Filip, când l-a dus pe drumul Damascului la familie etiopian. Azi sunt aici, mâine, azi o săptămână, eram la rogoz. Am mai pus o lacrimă și acolo, că nu s-a umplut burduful care trebuie fiecare. Zice, Domnul, eu strâng lacrimile tale în burduful meu. Am mai pus o lacrimă acolo, am mai smuls un zâmbet de la o soră. Așa m-am bucurat când am văzut pe sora aceea că zâmbea. Nu mai trăia clipele acelea de bucurie, de cuvânt, și la urmă am mers la ea și am zis, soră, de ce zâmbeai? De ce plângeai zâmbind? Te bucurai tremurând, așa cum zice David. Bucurați-vă tremurând sau tremurând vă bucurați. Frate Gicule, mă, tale ai vorbit inimii mele, ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Dumnezeu ne duce, încredeți-vă în Dumnezeu și în puterea Lui. Mi-aduc aminte de un frate de la peștera, de la Dâmbovicioara, de la Cheile Dâmbovicioarei, de la podul Dâmbovicioarei, venea la adunare fratele Crăciun, era mai mare ca mine cu 2 ani. Și venea la adunare la rucă și pe șosea avea vreo 15-20 de kilometri, dar peste deal, peste munte, nu era nici jumătate. Și îmi spune, frate, într-o zi când am plecat de la adunare, obosit bătrân, am făcut vreo 2 ectenii, vreo 2 popasuri. Și dar dintr-o dată, zice, m-am trezit în curte. Nu-i toate aceste, frate. Minuni sunt toate și minuni. Să nu părăsim pe Dumnezeu, să stăm lângă oamenii lui Dumnezeu, să stăm în casa lui Dumnezeu, căci în pragul casei tale, zice, e mai bine decât 1000 de ani, zice David, în altă parte. Eu mă bucur de frumusețea casei tale, să stăm în preajma oamenilor lui Dumnezeu, să-i prețuim, să-i respectăm. Cu din Evanghelia de astăzi, este Evanghelia zilelor, zilei și zilelor noastre. Iată pe Domnul Iisus, zice, mergea către Ierusalim și a trebuit să treacă prin Samaria. Trega Samaria și Galileea, era un hotar, nu se aveau bine, era o dușmănie veche. Domnul mergea pentru ultimul său drum. Dați seama, ce gânduri avea Domnul Iisus când știi că mergi la cruce, mergi la moarte, ce gânduri o fi avut? Numai El știe, numai Dumnezeu știe gândurile acelea. Și trecând, aude de departe o strigare, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de noi, ai milă. Asta ne trebuie, milă voiesc și nu jerte, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Domnul era acela, Domnul Iisus, care nu trecea neobservat. Uitați-vă, gândiți-vă la oamenii aceștia. Erau acolo și galileeni, erau și samariteni, erau de toate națiile, de toate religiile, de toate cultele, de toate culorile. Dar în suferință acum omul se însoțește, a trecut aproape tot pe la spital, ați văzut, acolo nu mai ții cont că e profesor, că e director, că e măturător, adu-mi și mie o cană de apă sau du-te cheamă asistenta, că nu mă... În suferință toți vorbim la fel, toți au strigat, toți s-au rugat de departe. Toți au strigat. Domnul Iisus, să ne gândim acum un lucru. Ce mare bunătate! Nu i-a mai întrebat. Păi, credeți voi că pot să fac lucrul acesta? Nu i-a mai întrebat nici ce credință are, nici dacă poate. Nici nu i-a chemat la el să se atingă. Nimic! A văzut mila de departe, a văzut chinul, ce pe lepra aceasta care era pe.
duceți-vă, duceți-vă și arătați-vă preoților. Asta a fost. Du-te acolo unde te trimite Domnul. Mergi acolo unde El te cheamă, la biserică, la adunare, la binefacere, la milostenie. Du-te acolo, nu întreba. Toți au plecat. Dar trist, ingratitudinea asta, aceasta se cheamă, se mai cheamă nerecunoștința, ingrația asta care și noi o avem deseori. Numai unul s-a întors. Acesta era să... nici n-a mai ajuns la preot. El n-a mai ajuns. El s-a întors când s-a văzut vindecat. Era mai mare Domnul Iisus, vindecătorul, milostivit, cel care i-a făcut și a făcut milă. Cel care și-a făcut milă era mai mare decât preotul. Ce frumos, ce gest frumos! S-a aruncat în genunchi. În genunchi trebuie să ne aruncăm. Și noi ar trebui și trebuie în fiecare seară. Eu mă arunc în genunchi, dacă pot, dacă mă scol, mă scol mai greu. Doamne, ne aruncăm în genunchi, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare zi. Aceasta să înceapă rugăciunea noastră de seară. E bine să citim după cărțile de rugăciuni. E foarte frumos. Acolo nu se... Dar eu spun ce mi se potrivește mie când mă rog liber. Doamne, îți mulțumesc pentru ziua aceasta. Îți mulțumesc pentru binecuvântare. Îți mulțumesc pentru hrană. Îți mulțumesc pentru îmbrăcăminte. Îți mulțumesc pentru sănătate. Îți mulțumesc că am pot să spun... Mi-ai dăruit darul să spun și eu cuiva azi de Dumnezeu. Mulțumesc că i-am dăruit o carte. Și avem atâtea și atâtea de... Că zice fratele tău, mulțumirea strigă tare, bucuria spune în șoapte. Dragostea e gingășie și în ce dă și în ce așteaptă. Doamne, ce bunătate! Domnul Iisus, când s-a văzut, i s-a umplut inima de bucurie. Ceilalți poate au gândit, au socotit, poate că nici nu e vindecat de El. Poate ne-am vindecat noi. Dacă ne vindeca El, venea și punea mâinile peste noi. O fi gândit ceva, ăsta e un samaritean, este un iudeu, un galilean, este un nazarinean. Cum a zis altădată, nu zicem noi că ești. Ești, ai demon, așa cum e. Așa l-au socotit, că nu s-a mai întors. Întoarce-te, iubitul meu, fratele meu, sora mea, întoarce-te. Să ne întoarcem în fiecare seară, în fiecare lună, în fiecare an, în fiecare duminică. Ce este mersul nostru la biserică și la adunare? Decât o întoarcere. Ce facem noi aici? Doamne, îți mulțumim că ne-ai mai dat o săptămână, ne-ai mai dat o zi, ne-ai mai dat un an. Toate acestea sunt darurile lui Dumnezeu. Nu este osteneala, așa nevoința noastră. În primul rând este darul lui Dumnezeu. Orice zi, sora mea, fratele, orice zi este un dar de la Dumnezeu. Ce ai pierdut în ziua aceasta, nu mai poți prinde niciodată. De aceea dimineața să ne rugăm, Doamne, ajută-ne credinței mele, ia-mă sub paza și ocrotirea Ta, dăruiește mie puterea să fac voia Ta, voia Ta cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Și El ne va da, pentru că El știe ce ne este nouă de folos. Să ne bucurăm, să ne veselim, să cântăm, să strigăm, să cântăm, împreună cu David, cum spune în psalmul, cele 5 versete din psalmul 103, să rostim zilnic, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și tot ce este lăuntrul meu să binecuvinteze numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita, ce nu uita? Nici una din binefacerile.
căci El îți iartă toate fără legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El te încununează cu slavă și cu cinste. El îți izbăvește viața din groapă. El te face să întinerești iarăși ca vulturul și pașii lui varsă belșug. Avem atâtea prilejuri să mulțumim lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că rugăciunile frăților voastre mă mai țin, mă mai poartă, mă mai duc, mai mult cât un zâmbet. Ai mei mă stăiau de mine de câte ori mă întâlnesc, copiii, nu ori, dar mai stai mai omule acasă. Cum să stai acasă? Cum? Că pe mine vine și mai aducul lui Dumnezeu, nu fratele Florin. Altul, Dumnezeu a vrut. Câteva luni în urmă eram la Timișoara, când am văzut pe sora Viorica, o bătrână de 89 de ani de asemenea, câtă bucurie a avut când i-am împărtășit și am cântat și ne-am bucurat și ne-am veselit, două nopți am stat acolo. Cum să nu te bucuri? Când am mers la catedrala din Timișoara și am plâns pe scările catedralii, când am văzut fotografiile celor care s-au jertfit, au fost răpunși de gloanțe pe scările mitropoliei, datorită lor. Să nu uităm, să nu uităm pe cei care s-au jertfit pentru noi. Să căutăm să mulțumim, să ne întoarcem la Dumnezeu cu mulțumire. Avem atâtea prilejuri de mulțumire. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru părinții care ne-a dat. Să nu-i uităm. Acum două, trei zile mi-a zis o soră, zice, păi da, dar mama mea e așa, așa, și vorbea de rău. Și tare mai m-am supărat. Și am zis, sora mea, nu ne alegem noi părinții, nu ne alegem. Ăștia ne-a dat Dumnezeu, așa cum sunt, dar totuși te-a purtat în pânte, te-a alăptat, te-a păzit de foc. Prețuiți-i pe părinți, așa cum sunt, cât mai sunteți, cât mai sunt. E poruncă, numai dacă vreau îi cinstesc, îi recunosc. E poruncă să cinstiți pe părinții voștri. E singura poruncă însoțită de o făgăduință ca să trăiești multe zile pe pământ. Avem datorie și obligații față de învățătorii, de profesorii, de doctorii care ne-au tratat. Avem datorie, o datorie sfântă și înaltă față de părinții noștri spirituali, față de părintele Trifa, față de fratele Marin, față de fratele Traian, care 40 de ani am umblat cu dânsul și am avut ce învăța. Mi-aduc aminte, era odată la Dropia, fratele Traian, în Găciulnița. Era cu forțat, obligatoriu, să-și rămână acolo. Și în fiecare săptămână trebuia să meargă la postul de miliție să dovedească că încă mai e în comună. Și acolo fratele spune că n-a vrut să-l primească nimeni în sat, să-l ia sub acoperământ, o lună, o săptămână, nu știa. Și l-a primit un basarabean, un om mai în vârstă, cu baba lui, care erau și ei deportați, și avea un bordei, și bordeii și l-au făcut mai mare. Și avea loc două paturi, și fratele într-un pat și sora cu băratul. Dar ce m-a uimit, zice fratele Traian, eram așa de săraci, și eu și ei, numai Dumnezeu era bogat. Și din toată sărăcia noastră, zice, din economii, din ceea ce întrimeteau frații, am cumpărat o vacă. Și apoi vaca, zice, ne-a dat și brânză, și lapte, și unt, și un lucru, zice, bătrânul Agatan o punea la jug, cum avea un pic de pământ. Și dintr-o parte trăgea vaca și dintr-o parte ținea fratele de jug, iar soția ținea de corn. Și atunci mă gândesc, cum să nu fim noi astăzi mulțumiți, când avem tot ceea ce ne dorim, avem
tot ce-a dorit, aproape tot. Eu am trăit în sărăcie, m-am născut sărac. Acum mi-e greu, iată, până acolo să merg. Dar cu 77 de ani în urmă, am mers 40 de kilometri pe jos ca să nu mor de foame. 40! Treceam cu fratele Florin acum când veneam de la Sibiu și fratele Florin n-a uitat și a zis, frate Gicule, uite, asta e comuna Voila, unde a stat frăția ta 3 luni de zile ca să nu mor de foame. Prit oamenii de foame. Știe cineva astăzi din cei ce sunt aici să n-ai o săptămână mămăligă sau pâine? Știe cineva de aici a străit vreodată? Mai încă facem moftă, nu e prea proaspătă, nu e prea bună, pe ea feliată, pe ea de la brutăria. Fraților, nu era o bucată mămăligă. Când vedeai o bucată mămăligă era, nu ca aurul, dar ceva bun și... Am plecat, de-aia vă spun, 40 de kilometri pe jos și acum să nu plec până aici, numai 100, 100 și ceva. Și eram mulțumit acolo, numai cu cartofii care își fierbeam zilnic în căldări la porci. Ce bogat era să am eu cartofi la discreție, să mănânc cât vreau. Așa și acum. Dumnezeu a avut milă de noi, de frățiile voastre, v-a dăruit și ne-a dăruit tot ceea ce privește. Noi avem totul de plin în El, zice Sfântul Pavel. Fie viața, fie moartea, fie cele de acum, fie cele viitoare, voi sunteți al lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu. Frate, să rămânem, să rămânem aici, oricât de înțelenită negria. Dumnezeu este acela care este cu noi. Cu noi este Dumnezeu, așa avem cântare. Să ne întoarcem la Dumnezeu, să nu ne fie rușine, oricare ai fi și oricine ai fi. Nimic nu merge cu tine, nu te ajută nimic. Să nu mai stăm în bărcile noastre, cum a fost cu Apostolul Petru, când Domnul și-a spus, dă-te jos din barcă, ude-ți picioarele, vină la mine. În barcă era mai comod. Fiecare ne-am făcut cât o barcă. Păi sănătate, păi aur, păi cec, păi mașini. Avem bărcuța noastră. Domnul zice, dă-te jos. Vino la mine, vino pe ape, vino. Că eu sunt acela care sunt cu tine. Eu sunt acela care te sprijinesc. Să ne hotărâm pentru Dumnezeu. Să ne închinăm viața Lui. Să trăim frumos ca în timpul zilei, să nu ne mai omorâm după bani, după avere, după mașini, după simbă. Știți când se vorbește de bani în Biblie prima dată și cu ce ocazie? Știți ce s-a cumpărat cu banii? Un mormânt. Prima dată când se vorbește de bani, a cumpărat Avraam pentru Sara un mormânt. Dacă știe cineva cât a plătit, îi fac o provocare, îi dau o Biblie mare, gratis. Dacă știe cineva câți bani a plătit Avraam pentru locul de îngropăciune al Sarei. 500 de sicli, spune Biblia. 500 de sicli, în greutate era, ar fi cum ar fi acum 120 de kilograme de argint. Deci cu mormânt s-a cumpărat. Ce ne cumpărăm cu banii, fraților? Nu cumpărăm nimic. Ce cumperi? Și toți aleargă după bani, așa cum a spus poetul, cum a zis acela grec. De ce este aurul galben? Păi zice, toți aleargă după el și de frică s-a îngălbenit, zice. Și noi, banul, zice apostolul Pavel lui Timotei, este rădăcina tuturor răutăților și cei care au umblat după ea, cum spune, s-au străpuns părinte și fraților cu o mulțime de ciduri. Să alergăm la El și la puterea Lui și la îndurarea Lui și la dragostea Lui. Să nu părăsim adunarea, să nu părăsim biserica.
ceea ce aveți frățile voastre, eu m-am lăudat la Timișoara, m-am lăudat la Maramureș, la Galat, sunt puține locuri în țară. Ceea ce aveți aici cu Dumnezeu, cu părintele, cu coana preoteasă și cu toți ceilalți care vă cunosc din vedere. Dar numele vă știu puțin. Dar să știți că vă pomenesc în pomelnicul meu. Doamne, îndură-te de cei de la Siliștea, îndură-te de cei de la Coja. Ceea ce avem asta e puțin. Domnul ar fi vrut să aibă numai cât? Și 5. Nu 20, nu 100, în Sodoma și Gomora, unde era nepotă să Lot, dar n-a avut nici atât. Și pe acela unul, Domnul l-a salvat, Domnul l-a scos, chiar dacă el, Lot, a mers mai, cum mergem noi, mai cu îndoială, mai aș fi vrut să uite înapoi ca Sara, și Sara care s-a uitat înapoi, zice, s-a făcut într-un stil de sar. Și astăzi zice, pe Lot, care tot era greu și se uita înapoi și el zice, l-a luat îngerii pe sus la Lot și pe noi. Ne ia Dumnezeu. Așa că chiar dacă noi voim mai puțin, dar tot ceea ce primim, primim de la Dumnezeu. Mă bucur că Dumnezeu m-a învrednicit să fiu în mijlocul frăților voastre. Vă rog încă o dată, rugați-vă pentru mine. Domnul să vă binecuvinteze cu harul și cu îndurarea Lui. Amin.